România este în doliu. Din păcate, Dan Bădic s-a stins din viață. Originar din Iași, acesta a absolvit Colegiul Național Sfântul Savan 1949 și a continuat studiile la Institutul Național de Arhitectură, Ion Mincu, promoția 1959. În anul 2017, luna decembrie, la câteva zile după moartea regelui Mihai, Dan Bădic a propus canonizarea fostului suveran, judecând în același timp suferința surghiunului regal de 70 de ani. Acest om este un sfânt. Ar fi extrem de oportun ca poporul român să poată să accepte canonizarea majestății sale. Marele său simț al loialității, energia sa inepuizabilă și simțul umorului au fost contagioase și ne-au ajutat adesea să mergem mai departe în acei prime ani dificili. Capacitatea sa de a se simți bine cu toți cei pe care îi întâlneam a fost un mare avantaj și a fost liniștitor să am alături de mine pe cineva de mare încredere în timp ce călătoream prin toată țara în anii 90 în misiuni de cercetare, inclusiv pentru Fundația Regala Margareta a României. Este mesajul transmis de principesa Sofia. Dumnezeu să-l odihnească în pace!